Vă prezentăm acum o nouă anchetă zguduitoare din saga Coldea și legăturile cu mafia albaneză. Cum ajung drogurile în țară și care este implicarea generalului trecut în rezervă? Între timp, un membru influent al cartelului mexican al drogurilor Sinaloa a fost extradat în Statele Unite ale Americii, adică azi. Săptămâna trecută, Tribunalul Tulcea a amânat pronunțarea într-un dosar de trafic de droguri de proporții, în care este vizată o cantitate impresionantă de cocaină, estimată la o valoare de piață de aproximativ 600.000 de euro. Dosarul, dijuns în 2020, are ca obiect activitatea unui grup infracțional organizat specializat în transportul drogurilor pe cale maritimă din America de Sud către diverse destinații din Europa, inclusiv România. Operațiunea, denumită Grim Brothers, a vizat o rețea complexă de indivizi de diverse naționalități implicate în diverse roluri, de la furnizarea drogurilor până la distribuția lor pe piața europeană. Cocaina, cu o puritate de aproximativ 90%, provenea din Mexic și Brazilia și era destinată piețelor din Albania, Serbia și țărilor din vestul Europei, îndeosebi Olanda, Belgia și Spania. Acuzațiile aduse membrilor grupării includ constituirea unui grup infracțional organizat, trafic internațional de droguri de mare risc, dare și luare de mită, precum și fals în declarații. Printre cei 18 inculpați se numără cetățeni români, spanioli, sârbi, ucraineni, albanezi, brazilieni, precum și un cetățean libanez cu rezidență în Brazilia, identificat ca liderul grupării. O altă operațiune, desfășurată în 2020 sub coordonarea Interpol, a dus la destructurarea grupării criminale albaneze Compania Belo, specializată în traficul de cocaină din America Latină către Europa. Operațiunea s-a finalizat cu arestarea 20 de membri ai grupării, în urma unor acțiuni coordonate în 10 țări europene și în Dubai. Cele mai multe arestări au avut loc în Albania și Italia, câte 5 în fiecare țară, urmate de Olanda și Germania, cu câte 2 arestări, iar România, Ungaria, Spania și Dubai, fiecare cu câte o arestare. Membrul grupării, arestat în Dubai, este suspectat de facilitarea traficului a sute de tone de droguri către Europa, prin diverse porturi maritime, inclusiv portul Constanța. Operațiunea a fost rezultatul unei anchete de 5 ani, condusă de poliția italiană, sub coordonarea parchetului din Florența. Pe parcursul anchetei au fost confiscate aproape 4 tone de cocaină și peste 5,5 milioane de euro. Compania Belo se remarca prin controlul întregului lanț de distribuție a cocainei, de la aprovizionarea directă din America de Sud până la distribuția în Europa. Liderul organizației, un cetățean albanez în vârstă de 40 de ani, stabilit în Ecuador, negocia direct cu cartelurile sud-americane transporturi importante de cocaină către porturile europene. Cocaina era apoi introdusă ilegal în Europa, prin intermediul unor vehicule dotate cu compartimente ascunse sofisticate. Profiturile erau spălate prin intermediul unui sistem subteran chinezesc, care presupunea depunerea banilor într-o țară și retragerea lor din altă țară, pentru a șterge urmele. Polițiștii români, în colaborare cu agenții americani din cadrul Departamentului de Combatere a Drogurilor, au confiscat în 2016 o altă cantitate record de cocaină, aproape 2,5 tone, în valoare de aproximativ 625 de milioane de euro în portul Constanța. Drogurile erau ascunse în containere frigorifice, disimulate printre banane importate din Mexic și Columbia și aveau ca destinație finală Olanda. Operațiunea, denumită Globetrotter, a implicat peste 150 de polițiști și a beneficiat de suportul autorităților din Statele Unite ale Americii. Rețeaua de traficanți era condusă de un marocan cu cetățenie olandeză și spaniolă, iar membrii acesteia au fost urmăriți încă din luna aprilie. Printre cei implicați se numără și cetățeni lituanieni, care au sosit în România cu o săptămână înaintea transportului, pentru a închiria mașini ce urmau să transporte drogurile în Olanda. Cocaina, de puritate foarte ridicată, de peste 90%, era ambalată în pachete inscripționate cu numele unor branduri de lux celebre, precum Gucci,
Gucci, Kenzo, Louis Vuitton, Rolex, indicând probabil calitatea drogului. Autoritățile au descoperit drogurile pe 29 iunie 2016 într-un depozit din Eforie Sud, unde fusese răduse pentru a fi extrase din containere. Tot în cadrul aceleiași operațiuni din 2016 au fost depistați și reținuți trei cetățeni albanezi, Selah Sermen, Beshku Lorenz și Nashka Gergi, pentru trafic internațional și trafic de droguri de risc. Aceștia procurau cannabis din Albania și îl introduceau în România disimulat într-un colet expediat prin intermediul unui autocar. Poliția spaniolă a reținut luna trecută o femeie de naționalitate română, implicată într-o rețea de trafic de droguri cu legături cu cartelul mexican Sinaloa. Rețeaua albaneză intenționa să introducă în Europa o cantitate semnificativă de droguri, aproximativ 2 tone de metamfetamină. Această captură este considerată a fi cea mai mare cantitate de metamfetamină confiscată vreodată în Spania și a doua ca mărime din Europa. Operațiunea s-a finalizat cu arestarea a 5 persoane, printre care și un cetățean mexican, despre care se crede că ar fi liderul operațiunii. Liderul grupării are legături directe cu cartelul mexican Sinaloa, unul dintre cele mai mari și mai periculoase carteluri de droguri din lume. Pe lângă droguri, poliția a confiscat și sume de bani, 5 autoturisme, documente și o armă de foc. Operațiunea demonstrează amploarea rețelelor de trafic de droguri și legăturile acestora la nivel internațional. Informații șocante ies la iveală despre mafia drogurilor în care este implicat generalul în rezervă Florian Colda. Potrivit informațiilor furnizate de Mediafax, pe interceptările din cazul blondei lui Colda și anume Marina Pandarov, procurorii DIICOT ar fi descoperit mesaje între regina cocainei și generalul în rezervă. Potrivit surselor judiciare, respectivele conversații între Pandarov și Florian Colda nu ar fi avut relevanță penală în cazul respectiv, dar arătau că Pandarov și Colda se cunosc și comunică. Interesant este faptul că dosarul Pandarov stă de 2 ani în DIICOT, în timp ce instituția refuză să transmită informații publice despre caz, sub pretextul că și-ar periclita o anchetă în desfășurare. În tot acest timp, o decizie politică fără precedent a fost luată de urgență în Parlamentul albanez. Mai exact, Partidul Democrat al lui Sali Berisha a hotărât într-o ședință să adreseze o interpelare parlamentară premierului Edi Rama, în care acesta să fie somat să explice legăturile cu Florian Colda. Interpelarea urgentă a prim-ministrului Edi Rama cu privire la numirea fostului general al Serviciilor Secrete Românești Florian Colda drept consilier extern al prim-ministrului Republicii Albania. Presa română a scris cum generalul român a oferit protecție pentru rețeaua care aducea cocaină din Mexic în Albania și apoi în România, unde era distribuită în principal în zonele bogate. Se arată în decizia oficială a partidului, conform relatărilor presei albaneze. În toată această perioadă, presa din Albania a tot vuit despre implicarea lui Florian Colda în corupția care a pus stăpânire pe țară. Toate aceste informații ale jurnaliștilor albanezi vin în completarea acuzațiilor făcute de fostul președinte albanez Sali Berisha. Have you said Mr. Colda is the true link of Edi Rama to Sinaloa cartel? Yes, this is what is written in the media. But what I know that last year Angela Gatti, Secretary General, with the request of Edi Rama, signed the appointment of Colda as an advisor to Edi Rama. Conform informațiilor furnizate sub protecția anonimatului de către un ofițer antidrog român, principalele surse de cannabis care intră în România sunt Albania și Spania. Motivul pentru care aceste țări au devenit furnizori principali de cannabis pentru România este surplusul de producție și climatul favorabil cultivării. Ofițerul sub acoperire a explicat că surplusul de cannabis din Spania provine în special din Maroc și este introdus ilegal în România prin intermediul transportului de marfă legală, în colete sau în companie.
compartimente ascunse ale autovehiculelor. Rețelele de trafic de cannabis care operează pe ruta Spania-România sunt coordonate de grupări infracționale formate din cetățeni marocani, spanioli, români și albanezi. Ofițerul a subliniat că autoritățile române depun eforturi considerabile pentru a combate traficul de droguri, însă fenomenul este în creștere și prezintă provocări constante.